Dyw achsiad, mae'r emoti, a chas o'r distinti. Cari, mi ddysg di, yn ffod yn eich ddeptada, si cael ei wneud y las, fyr si bwyd gyda'r ei wneud. Si, gwydod mai mwyd, ddysg di mai important, a mai significativa pentru mine. Eu, după cum s-a spus, am început viața mea științifică cu Ardeveni, cu dicționarul lui Laurian și Maxim. Și acum 50 de ani, când doamna de Cunte mi-a propus să aleg între o lucrare de licență de filologie sau de critică literară, am ales lucrarea de filologie și atunci doamna de Conte mi-a dat să studiez verbul în dicționarul lui Laurian și Maxim. Și deci pot să spun că viața mea științifică, academică, s-a început și se închide acum și se termină acum cu această operă în care am găsit elemente de o modernitate absolută în ciuda purismului autorilor. Și după lucrarea de licență, prima mea participare la un congres, cel al lingviștilor de la București în 1967, acolo am prezentat o comunicare având ca subiect elementele de lingvistică din dicționarul Academiei. Și mulți ani mai târziu, cu ocazia unui colocviu pe care catedra mea l-a organizat cu Institutul de Lingvistică Pușcariu din Cluj, în 97, dacă nu mă înșel, am reluat acest discutat și blamat dicționar, recitindu-l cu un ochi mai matur și descoperind în el elemente de o nebanuită modernitate care a trebuit să pună într-o lumină cu totul diferită de cea derizorie cu care a fost stigmatizat până în ultimii ani. Am pus această mea scurtă intervenție titlul Ardelenii mei și mă întorc acum, am lămurit de ce vorbesc de Ardelenii mei și mă întorc la acest dicționar care a apărut între 1871-1877 și a reprezentat până în zilele noastre unicul dicționar complet elaborat sub auspiciile Academiei. Unicitate pe care a pierdut-o de data ce s-a pus punct la un punător de mers inițiat de Pușcariu în îndepărtatul an 1907, acum câțiva ani. Dar este drept să-l ștergem definitiv din memorie și să ne amintim doar limitele atât de ridiculizate de Odobescu. Desigur, purismul latinist al școlii ardelene atinge aici apogeul și frizând limite greu de imaginat, marchează în același timp începutul rapidului său declin. Limitele sale sunt în realitate două și nu secundare. Excluderea din inventarul dicționarului a documentelor de origine non-romanică, izolate într-un glosar și înlocuite cu elemente neologice derivate direct din latina, și adoptarea unui sistem ortografic extremist bazat pe principiul etimologic. E de la sine înțeles că rezultatul este cel puțin deconcertant, dar în realitate este vorba mai mult despre forma exterioară a materialului lexicografic și mai puțin de substanță, având în vedere că lemele excluse sunt oricum adunate și ilustrate în glosarul, care reprezintă parte integrantă a dicționarului. Pe de altă parte, se observa că o parte a letenismelor introduse de către autor au intrat în circulație când, spre exemplu, erau necesare pentru a exprima noi concepte politico-filozofice sau tehnico-științifice și că, datorită lor, s-a putut realiza o ordonare, inclusiv un plan cronologic, a neologismelor deja prezente în română. Aprecierile numeri mai departe, marginindu-se la relevat doar bogăția materialului documentat, bazat nu doar pe documente scrise, ci și pe atestări orale, precum și tratarea cu atenție a explicațiilor fiecărei voci în parte. Totuși,
votata al depascit sciocul inițial determinat mai ales de bizară ortografie etimologică, dicționarul se dovedește a fi o opera cu o structură științifică extraordinar de modernă. După cum am amintit mai sus, cu mulți ani în urmă, deja am avut ocazia să scot în evidență faptul că în acest dicționar, atât de discutat și de criticat, se pot individua chiar orientări structuraliste valdalene. Cum ar fi, de exemplu, distinția semnificat-semnificant.